cântecul folcloric reflectă în modul cel mai direct și mai caracteristic profilul spiritual și talentul artistic al unei națiuni. Din timpuri imemoriale, poporul român păstrează un arsenal artistic de o rară valoare, bogăție și diversitate, corespondent fidel al concepției sale statornice asupra vieții și mediului înconjurător, izvoarele arhaice inițiale, ale căror substraturi încă se mai mențin, au fost și sunt alimentate permanent de seva experiențelor social-culturale ce s-au suprapus treptat. Folclorul românesc a devenit astfel nu numai o expresie a înțelepciunii și trăirilor sufletești, a firii pașnice deschise și iubitoare, a cinstei și năzuinței multimilenare pentru dreptate socială și națională, dar și un mesaj al umanismului și vigorii sale spirituale spre universalitate. Viabilitatea tradiției în cazul creației artistice sau populare românești se relevă ca fiind proporțională cu vechimea comunităților sau zonelor folclorice pe întinsul țării. Așadar, folclorul este o dovadă de mare preț pentru demonstrarea continuității neîntrerupte a poporului român în spațiul mioritic carpatopontic-dunărean, confirmându-se prin noi cercetări spusele lui Nicolae Iorga. Așezarea e caracterul general al acestei civilizații. Valoarea sau valorile unui neam de fiecare dată le reprezintă patrimoniul cultural național. Și valorile acestei culturale sunt practic aceleași la orice popor, care creează de fapt cultura materială și cultura imaterială. Prin cultura imaterială înțelegem folclorul, înțelegem limba, înțelegem tradiția, obiceiul, nu în ultimul rând credința. Prin cultura materială înțelegem arhitectura tradițională, portul popular sau poporan, un termen mai arhaic, dar cu același înțeles. Toate aceste lucruri sunt acele valori care reprezintă un popor, care sunt o carte de vizită pentru orice popor. În momentul când vorbim despre valorile unui neam, despre patrimoniul cultural a unui neam, în primul rând ne referim la limba la acestui popor, la folclorul lui, la limba de fapt în care, prin care el își cântă durerea și fericirea, bucuria, tristețea, își spune rugăciunile. Și tot prin această limbă, omul încearcă să redea ce are mai frumos, el ca persoană și neamul lui. Marii noștri oameni de cultură, nu numai cei romantici, au fost entuziasmați de frumusețile folclorului, dar numai pătrunzând în substanța lui, au reușit să-i reliefeze semnificațiile și originalitatea într-un context mai larg european. Este un adevăr, astăzi larg recunoscut, că la temelia școlii noastre muzicale stă melodia populară. Această realitate nu este valabil numai pentru epoca precursorilor, ci se verifică pe tot firul evoluției muncii românești. Când vorbim despre folclorul muzical a oricărui popor, în cazul de față folclorul muzical românesc, vorbim despre un tezaur nepereche, un tezaur care este un izvor din care poate bea o națiune întreagă, deci din care de fapt ar fi izvorul care ar alimenta și viitorul acestui popor. Dar acest viitor trebuiește neapărat educat. Educat să înțeleagă ce înseamnă acest tezaur, să-l recunoască, să înțeleagă ce înseamnă autenticul acestui tezaur, ca în perspectivă, ca pe viitor, să promoveze adevăratele valori, nu cele alterate. Mie nu îmi place termenul de îmbogățirea prin alte culturi. E firesc într-un mediu multicultural, cum este Cernăuțul sau cum este Republica Moldova,
să vorbim despre mai multe popoare sau despre acel patrimoniu cultural comun. Dar în acel patrimoniu cultural comun, oricum fiecare dintre noi, fie român, fie polonez, fie neamț, fie evreu, fie ucrainean, fie rus, fie huțan, trebuie să știe ce este autenticul și cum arată și cum sună autenticul. Să înțeleagă că acest cântec este pur românesc. Acest cântec are influențe a altui popor, are influențe slave sau are influențe, știu eu, balcanice. În momentul când o să educăm în acest spirit copiii și tinerii noștri, avem speranța că pe viitor acel patrimoniu, acele valori despre care noi vorbim vor fi păstrate, vor fi corect puse pe raftul patrimoniului cultural comun, că aceste valori sunt românești. În acest sens, fiecare popor ar trebui să se gândească, în opinia mea, așa. În ceea ce privește implicarea în conservarea și promovarea valorilor culturale, în ultimul timp, foarte multe organizații non-guvernamentale și instituții fiind finanțate de diferite structuri și fonduri europene, au organizat diverse evenimente de amploare care, într-o măsură sau alta, contribuie la realizarea acestui deziderat. Un proiect deosebit de bogat în acest sens este proiectul Educația Artistică și Culturală în contextul cooperării transfrontaliere durabile, implementat cu finanțarea Uniunii Europene în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 de către Colegiul de Muzică Ștefan Neaga din Chișinău, în parteneriat cu Centrul Bucovinean de Artă pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale românești Cernăuți și Asociația Cult Art Suceava. Printre acțiunile acestui proiect, ce sunt chemate să promoveze valorile tradiționale, sunt Festivalul Cântecele Neamului, care s-a desfășurat la Suceava, și Festivalul Internațional de Folclor Românesc în Grădina cu Flori Multe, organizat la Cernăuți. Mi-aș dori să spun câteva cuvinte și despre aceste două festivaluri care, într-adevăr, au scopul revitalizării, păstrării, conservării și promovării culturii muzicale, a folclorului muzical din aceste două zone. Practic, cu același, zic eu, fundament muzical, cu aceleași ritmuri, dacă doriți, cu același spirit. Și aici mă refer la Țara de Sus a Moldovei, la Bucovina, și mă refer la Basarabia. Chiar dacă Bucovina este acum împărțită în două, oricum foarte ușor o să auziți aceleași cântece, aceleași motive melodice și aici, în nordul Bucovinii și în județul Suceava. Festivalul și unul și altul, mă refer la Festivalul Cântecele Neamului și Festivalul Grădina cu Flori Multe, sunt unicate. Cântecele Neamului este un festival național care întrunește sau adună copiii discipoli sau cursanți la școlile populare de artă. Pe când Festivalul în Grădina cu Flori Multe este un festival internațional, fiind organizat în altă țară, aici în Ucraina, este un festival internațional care aduce, invită copii de diferite, cu diferit nivel de pregătire, și marja sau grupurile de vârstă la acest festival sunt diferite, de la 6 până la 25 de ani. Și aici, într-adevăr, vin copii cu pregătire diferită, dar vin iarăși și o condiție a participării la acest festival este să reprezintă atât repertoriul cât și costumul, zona folclorică din care se prezintă. Acest lucru zic eu că este
ceea ce ne dorim, ci despre ce am vorbit eu anterior, să păstrăm ce ne aparține, să știm ce ne aparține și să păstrăm ce ne aparține. Deci, mă refer aici la autentic. Programele aceste transfrontaliere este o bună și o frumoasă oportunitate de a atrage cu bani europeni cât se poate de mulți copii prin diferite metode și de data aceasta ținând cont că astăzi copiii nu-i putem rupe de la ecranele calculatoarelor, computatoarelor, tabletelor, prin diferite metode și mai mult metodele interactive, când împreună cu ei ies în scenă artiști consacrați, când împreună cu ei, care cântă în scenă, cântă și sala, când alături de ei se află orchestre care le dă valoare acestor copii, este totuși o altă atmosferă în scenă când în spatele unui copil este o orchestră. Este acompanat acest copil de o orchestră de instrumente populare care face, ținând cont că în aceste orchestre practic peste tot sunt interpreți profesioniști, sunt instrumentiști profesioniști, face ca piesa copilului din zona din care el vine să fie cât mai autentică. Deci ține cont și de maniera interpretării, maniera acompaniamentului, ține cont și de specificul melodic al zonei respective și care sunt foarte diverse în toată România. Toate școlile de arte populare din țară participă la acest mare festival. Acest festival este creat cu scopul de a promova tradiția, portul, gândul, plaiul nostru străbun, de ce nu prietenia și relația între popoarele noastre, pentru că vedeți dumneavoastră că în ziua de astăzi, fără unitate, nu facem nimic. Eu cred că acest festival a luat o amploare de la an la an. Acum ajungem la ediția a 8-a. Anul 2014 am avut un an bogat și am avut noroc de colaborarea și fondurile europene care s-au promovat prin asocierea între Ucraina, Moldova și România. Acest festival s-a ridicat la un grad mare și au participat aproximativ 45 de concurenți din țară și din Republica Moldova și Ucraina. Lucru bucurător pentru noi, pentru că acest festival crește de la an la an. Pentru ca o societate democratică să funcționeze dincolo de aspecte precum existența economiei de piață, a unei clase de mijloc consistentă numeric, a profesionalizării elitei politice, este nevoie de o componentă culturală. Aceasta devine o condiție necesară a integrării în lumea contemporană. În acest sens, se poate afirma că niciun demers social nu trebuie să pretindă egalizarea culturală, ci doar o egalizare cât mai temeinică a șanselor de culturalizare pentru fiecare persoană și pentru fiecare comunitate. Promovarea valorilor tradiționale prin educația artistică și culturală poate contribui la spiritualizarea și socializarea tinerilor, la orientarea către un sens benefic al vieții, către o motivație existențială superioară morală, de care adeseori tinerii sunt lipsiți în școală, într-un mod din ce în ce mai transparent în fiecare dintre cele trei țări.
Într-un cuvânt, putem spune că patrimoniul valorilor identitare din cele trei societăți estice poate constitui la ora actuală o alternativă educațională prin mobilizarea unor resurse artistice și culturale cu un potențial deloc neglijabil și chiar o soluție pentru dilemele, căutările și neîmplinirile contemporane ale tinerilor. Ținutul Bucovinei, ținut istoric, un ținut care se pare că a impus un fel de a fi, o conviețuire interetnică model pentru toată lumea, un ținut al Bucovinei care, iată, aduce aproape și Moldova în promovarea valorilor noastre comune. Cred că pe viitor trebuie să fim foarte pragmatici, să muncim foarte mult, nici ceilalți nu stau cu mâinile în sân. O Europa întreagă accesează programele de finanțare pentru promovarea valorilor locale, ale brandurilor locale și cred că în acest moment patrimoniul nostru imaterial ne obligă pentru a pune în valoare tot ceea ce avem. Nu putem să așteptăm nimic de la nimeni, realizările stau în noi, Dumnezeu este în noi, reușita noastră stă în unitatea noastră. Pe viitor eu cred că trebuie să avem o gândire unitară asupra programelor pe care vrem să le desfășurăm. În toate există un început și la noi începutul a fost făcut, am conlucrat în bune condiții unii cu alții, ne-am înțeles, ne-am susținut și cred că pe viitor, într-o lume a globalizării, șansa noastră este împreună, de a gândi împreună, de a trăi împreună, de a ne promova împreună, de a ne face un loc al nostru definitoriu pentru civilizația europeană și cea mondială. Din ce în ce începem să devenim mai conștienți de tezaurul uriaș al folclorului, afirma în 1928 George Enescu, subliniind totodată că aici este viitorul muzicii noastre. Creația artistică populară nu se situează numai la baza culturii muzicale românești, în ansamblul ei, ci continuă să fie un domeniu fundamental aparte, cu propria sa evoluție, dezvoltându-se concomitent cu creația savantă și întreținând cu aceasta schimburi de valori. În prezent are loc o propagare fără precedent a muzicii populare, atât pe plan național, prin formele instituite din cadrul festivalurilor folclorice de prin toată țara, cât și pe plan internațional, prin desele turnee întreprinse de formațiile profesioniste și soliștii consacrați. Trebuie să admitem totodată că anumite procese inevitabile ale evoluției folclorului pot duce la pălirea autenticității și ineditului unor zone ce s-au păstrat arhaice până în timpurile moderne. De aceea, răspunderea noastră se amplifică atât în direcția asigurării unei îndrumări competente, cât mai ales în sensul însușirii de către copii, de la cea mai fragedă vârstă, a unui limbaj muzical, asemenea însușirii limbii vorbite. Iată de ce, pentru îndeplinirea acestei îndatoriri de cinste a muzicienilor noștri, se impune o continuă aprofundare a noțiunilor legate de creația națională, dublată de apelarea cu talent și discernământ la cântecul popular, neîncetat, cum spunea Constantin Brăiloiu, să cerem lumina de la monumentele sonore. Privită în totalitatea sa, creația artistică populară, deci și folclorul muzical, are o mare valoare estetică, valoare determinată mai ales de un limbaj specific, de un cod anume, cum îi spun azi specialiștii, să încercăm să pătrundem în tainele acestui cod. Da, supărarea și n-a căzut. Da, supărarea
Titlul proiectului Educație artistică și culturală în contextul cooperării transfrontaliere durabile răspunde pe deplin aspirațiilor tinerilor pasionați de arta muzicală, cea autentică și cea clasică. Se urmărește în acest sens valorificarea patrimoniului cultural și valorilor tradiționale, organizarea și mediatizarea evenimentelor culturale internaționale. Realizarea proiectului va consolida capacitățile umane și instituționale în cooperarea dintre profesori, rapsozi și oameni de creație, instituții de învățământ din domeniul valorificării patrimoniului cultural, educației muzicale în zonele de frontieră din România, Ucraina și Republica Moldova. Activitățile din cadrul proiectului Educație artistică și culturală în contextul cooperării transfrontaliere durabile, pe lângă obiectivele în domeniile de creație și arta tradițională, sunt chemate să contribuie la intensificarea cooperării transfrontaliere și apropierea oamenilor prin intermediul interferențelor culturale, turismului cultural și ecumenic. Eu cred că rămâne una dintre verigile tare ale lanțului, turismul cultural, într-un loc cu o spiritualitate atât de bogată, 12 etnii, 10 confesiuni, un patrimoniu UNESCO impresionant, un multiculturalism care vine cu toată zestrea etnografică și istorică. Cred că în acest moment poate fi definitoriu pentru estul Europei și dacă într-adevăr avem o șansă, această șansă este împreună. Foarte important, noi nu putem fi separați cultural unii de alții. Deci, am spus-o de fiecare dată când am fost în spectacol la Cernăuți, când am avut posibilitatea să dau anumite interviuri în presă. Șansa noastră este împreună. Din toate punctele de vedere și nu cred că avem nimic de pierdut în a ne susține și a ne promova unii pe alții. Și de că știu cânta mai.
La 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 la, dar eu știu de ne fac la toate. La 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 la, dar fie faini și bogati. Geaba se întreg cu mine, au pus suflet de câine. Cel mai important lucru din cadrul acestui program este faptul că patrimoniul, atât material cât și imaterial, care se regăsește în acest moment în Bucovina, în sudul Bucovinei, în nordul Bucovinei și în Republica Moldova, poate fi valorificat la maxim. Sunt activități care într-un alt context nu și-ar fi avut, nu și-ar fi găsit locul, iar aici prin acest program pot fi promovate poate fi promovat tot ceea ce înseamnă cultură tradițională, folclor autentic din Bucovina și din Republica Moldova, de fapt, dacă ne gândim și la Chișinău, pentru că foarte multe din aceste proiecte se realizează în parteneriat și cu Chișinăul. Revenind la Bucovina, la nordul și sudul Bucovinei, sunt extraordinar de multe segmente care pot fi aduse în prezent și aici mă refer la, nu doar la cultura tradițională, știu și eu din domeniul privită din punct de vedere etnografic, ci și cultura modernă, deci ce s-a mai păstrat din tradiția bucovinană până în zilele noastre. Există, e adevărat, un festival care este considerat cel mai mare festival, cel mai important festival pe folclor din Europa și care sunt întâlnirile bucovinene și se desfășoară pe cinci țări, două din ele fiind și România și Ucraina, respectiv Câmpulul Moldovenesc în județul Suceava și Cernăuți în regiunea Cernăuți, dar sunt atât de multe alte evenimente, în afară de acest eveniment major, sunt atât de multe alte evenimente care pot fi imaginate pe sărbătorile religioase sau pe sărbătorile tradiționale ale fiecărei porțiuni, ale fiecărei zone etnografice. Aceste evenimente pot aduce, pot fi atât de atractive încât să aduc turiștii europeni sau turiștii din întreaga lume mai aproape de Bucovina. Bucovina este o comoară sau are o comoară prin partea asta de tradiție și spiritualitate, lucruri care pot fi descoperite de turiști străini foarte ușor, foarte bine prin acest turism de evenimente. Am desfășurat de-a lungul timpului, în ultimii 10 ani, să spunem, o mulțime de proiecte transfrontaliere comune, proiecte prin care cultura din ambele zone și din sudul și din nordul Bucovinei este foarte bine pusă în lumină. Cultura, ca mijloc specific de expresie a valorilor tradiționale prin realizarea personală, este nivelul la care identitatea unei societăți transpare cel mai clar. Ca atare, culturalizarea este poate cel mai eficient mijloc prin care aceste valori tradiționale pot fi transmise din generație în generație. Thank you.
legat adânc de tot ce mi-are glia, pe ce spământ de cremene și vis, nu schimb un sat din țara mea cea sfântă, pe oarecare Londra sau Paris, nu dau o seară din țara mea domnească, pe tot ce în alte țări este mai sfânt, cum nu dau doina noastră românească, pe niciun cântec care e pe pământ.